Detergent care în loc de a curăța ar putea fi folosit în mâncare din cauza sării pe care o conține din abundență. Parfumuri în și forme îmbietoare, dacă nu ar fi contrafăcute. Haine care poartă eticheta ale unor producători cunoscuți, dar doar eticheta. Pachete de țigări despre care ai putea jura că sunt originale, dar te înșela amarnic. Toate acestea pot fi găsite în camerele de produse confiscate ale Direcției Județene de Accize și Operațiuni Vamale Bacău. Toate sunt rezultatul acțiunilor și control lor efectuate de lucrătorii instituției doar anul trecut, când valoarea totală a sancțiunilor aplicate a fost de peste 103 miliarde de lei. Încasările direcției au crescut în 2012 cu peste 129 de procente față de anul 2011. Aș putea spune că realizarea programului de încasări s-a s-a efectuat cu foarte mari sacrificii, în sensul că am desfășurat o acțiune susținută pentru acest deziderat. Întrucât mulți agenți economici uh, și-au restrâns activitatea, o parte din ei chiar uh, și-au încetat complet activitatea, avem uh, uh, și în domeniul uh, activității vamale, cât și în domeniul fiscal, uh, o serie de agenți economici care uh, în acest moment. Uh, nu au închis activitatea, însă nu mai funcționează, așteptând probabil perioada în care lucrurile încep să, să meargă în zona asta a fiscalității. În bilanțul activității Direcției Județene de Accize și Operațiuni Vamale-Bacău pe anul 2012 se regăsesc aproape 260 de societăți comerciale verificate și peste 370 de controle în târguri și piețe.